În mai puțin de o lună va suna clopoțelul pentru începerea noului an școlar 2012-2013 și cum timpul se scurge rapid, a început goana după rechizite. Librăriile giurgiuvene, dar și supermarketurile se întrec deja în fel și fel de oferte tentante pentru părinți și în special pentru copii. La o primă vedere, aproape că nu te poți decide asupra produselor, atât de variate sunt. Însă tot cei mici sunt cei care știu precis ce fel de ghiozdan vor să aibă sau pe ce fel de caiete vor să scrie. Se păstrează și în acest an brandul Hannah Montana, a cărei fotografie este tipărită pe toate ghiozdanele pentru fetițe, penare și caiete, în timp ce pentru băieți predomină cele inscripționate cu Spider-Man sau alte personaje celebre din desene animate. Prețurile sunt pe măsura pretențiilor, însă sunt puțini părinții care se uită la bani atunci când vine vorba de cerințele copiilor. Mai precis, caietele pot fi achiziționate cu prețuri între 1 leu și 2 lei în funcție de numărul filelor. Penarele au prețuri între 25 și 45 de lei, ghiozdanele obișnuite se vând cu 30 de lei, iar cele inscripționate ajung și până la 90 de lei. De rechizite au nevoie și preșcolarii, așa că un set de plastelină poate fi cumpărat cu 2 lei și 50 de bani. Creioanele colorate cu 4 lei sau cu 8 lei 50, cariocile au prețuri între 4 și 12 lei, în timp ce un bloc de desen poate fi cumpărat cu 3 lei sau cu 6 lei în funcție de mărime. Prin urmare, bugetul unei familii pentru începutul anului școlar trebuie serios gestionat, asta fără să socotim uniformele, încălțămintea sau echipamentul sportiv.